Pentru că stațiunea se află la mai puțin de 20 de kilometri de Buzău și la numai o oră de mers cu mașina din București, mulți dintre turiștii care nu mai pot îndura canicula aleg să vină la Sărata Monteoru ca să beneficieze de calitățile apelor sărate din piscine, dar și de aerul curat. E super frumos, distracție, ne place, apă curată, lume frumoasă, lume bună. Ne distrăm, ne simțim bine, n-ar mai veni lumea, uitați câtă lume e. Turiștii găsesc aici aer curat, un peisaj care bine dispune și numeroase baze de agrement unde beneficiază de terapie cu ape sărate. Stațiunea deține numeroase bazine alimentate din izvoare subterane și dintr-un foraj de 150 de metri adâncime. Sărata Monteoru are o ofertă bogată și la pensiuni care se întrec între ele în meniuri tradiționale sau excursii în grup. După cum vedeți, vremea este foarte bună, apa este caldă, avem foarte mulți turiști și datorită vremii și datorită ofertelor pe care noi le promovăm. De exemplu, la cazare avem camere la 2, 3, 4 margarete, la 5 nopți achitate oferim una gratuit pentru turiști. Îi întâmpinăm și cu produse tradiționale. E foarte bine, am fost și înăuntru la spa. Și acolo e plăcut, hotelul văd că e destul de curat, destul de frumos, cu aer condiționat pe partea care e soare mai mult. La piscina cu apă sărată, pentru că este foarte bună pentru reumatism, pentru durerile de oase, dar după cum vedeți sunt oameni de toate vârstele aici și copii, pentru că este foarte relaxant, mă simt foarte bine. Costul unei zile petrecute într-un astfel de centru variază între 10 și 20 de lei de persoană, iar cazarea nu depășește 100 de lei pe noapte la pensiunile din zonă.